Calendarul celor de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va fi unul încărcat pentru 6 zile, întrucât au început zilele USV. Timp de aproape o săptămână vor avea loc sesiunile științifice, expunerile, lansările și demonstrațiile, ocupând un rol important în cadrul activității academice. De marți au început șirul evenimentelor dedicate zilelor Universității Sucevene. Astfel, timp de 6 zile, sesiunile științifice, expunerile, lansările și demonstrațiile vor ocupa un rol important în cadrul activităților academice. Primul astfel de eveniment a debutat marți, începând cu ora 18, fiind vorba despre un workshop în domeniul psihologiei organizaționale. De la student la profesionist, oportunități, provocări, instrumente, dezvoltare profesională. Atelierul s-a desfășurat online, fiind organizat în cadrul Facultății de Științele Educației. În cursul dimineții de joi, începând cu ora 10, în parcul universității va avea loc o demonstrație de utilizare a tehnologiilor de scanare a arborilor sub coordonarea reprezentanților Facultății de Silvicultură. Ziua de vineri va fi cea mai încărcată din punct de vedere al numărurilor activităților desfășurate, debutul fiind făcut în jurul orei 9, când va avea loc ediția a 22-a sesiunii științifice Alma Mater Sucevensis, secțiunea Relații Internaționale și Studii Europene, prezentată online de reprezentanții Facultății de Istorie și Geografie. De la ora 10, în cadrul aceleiași sesiuni științifice, va fi reprezentată secțiunea Arheologie, iar în paralel cu ea se poate asista la o sesiune pe secțiunea Istorie cu specialiști din cadrul aceleiași facultăți sucevene. De la ora 11, Facultatea de Drept și Științe Administrative, împreună cu o asociație, vor prezenta dezbaterea EU Democracy Festival decide pentru Parlamentul European în aula magna din corpul A, continuată de la ora 14 cu dezbaterea statutul femeii în dezbaterele juridice în aula E-Corp-E cu reprezentanți ai aceleiași facultăți. În cadrul sesiunii științifice Alma Mater Sucevensis, începând cu ora 14, va avea loc o dezbatere online pe secțiunea Istoria Bucovinei, în timp ce de la ora 17 în sala D101 se va discuta pe tema alumnii prima promoție a specializării inginerie și management într-o întâlnire organizată de reprezentanții Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Acțiunile vor continua și sâmbătă, 5 martie, cu secțiunea Relații Internaționale și Studii Europene a sesiunii științifice Alma Mater online, începând cu ora 9, continuând cu tema decide pentru Parlamentul European într-o dezbatere în aula magna din corpul A al Universității. După ședința festivă de luni, începând cu ora 9, în auditoriul Iose Schmidt va avea loc un concurs studențesc, începând cu aceeași oră în cadrul Laboratorului de Tehnologie a Materialelor din Corpul B, iar în jurul orei 11 vor avea loc o întâlnire de suflet, omul și cartea în cadrul sării de lectură din Corpul E. Despre mediul de afaceri se va discuta începând cu ora 12 în seara Consiliului din Corpul H, după care se va aborda subiectul prelucrări pe mini CNC webinar sub bagheta reprezentanților Facultății de Inginerie Mecanică, Autovehiculor și Robotică. Ca o încununare a evenimentelor ce are loc în cadrul zilelor universității, în cadrul dimineții de marți, 8 martie, începând cu ora 11, la Biblioteca Universității vor avea loc 2 lansări de carte cu autori din cadrul Facultății de Medicină și Științele Biologie și a Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, urmate de un moment literar artistic.